Tânărul de 21 de ani, care acum 10 zile a provocat un accident în care a murit prietenul său, iar fratele victimei a ajuns în reanimare, a fost arestat preventiv. Potrivit milițienilor din regiunea acesta, și-ar fi recunoscut vina. Chiar și așa, tânărul și-ar putea petrece următorii 7 ani după gratii. Amintim că accidentul de circulație s-a produs în noaptea de 17 martie la ora 3, în satul Sucleia din Slobozia. Potrivit milițienilor din Stânga Nistrului, în acea seară, la volanul mașinii care aparține tânărului decedat, a urcat prietenul sau care era în stare de ebrietate. La un moment dat, conducătorul auto s-ar fi izbit cu mașina într-un pilon electric. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a zburat din mașină, iar doi frați au rămas blocați între fiarele autoturismului. Aceștia au fost deblocați de pompierii veniți la fața locului. Было обнаружено два пассажира, один из которых по всем признакам был мертвый. Нам нужно было вырезать дверь, освободить место для извлечения второго пассажира, тот, который остался в живых. Он был в сознании. La locul impactului a venit și o ambulanță care l-a transportat la spital pe minorul de 17 ani care a rămas în viață, în stare extrem de gravă. În prezent, starea lui s-a ameliorat. Acesta urmează să suporte o operație și va avea nevoie de cel puțin jumătate de an de reabilitare. Он поступил в крайне тяжелом состоянии. При переломе бедра теряется примерно 1,5 литра крови. У него двойной перелом бедра, значит, там была кровопотеря не наружная, а внутренняя, около 2 литров. Tânărul de 21 de ani a fost arestat și se află acum după gratii. Acesta le-a spus milițienilor că îi pare rău de cele întâmplate și că nu va mai urca niciodată în stare de ebrietate la volan. Ребята, не садитесь пьяными за руль и вообще не пейте. Я очень сожалею о своем содеянном. Прошу прощения у родителей Артема. Хотя это невозможно простить. Прошу прощения у своих родителей. Если можно было все вернуть назад, я бы, конечно, все изменила. De la începutul acestui an, peste 200 de șoferi din Stânga Nistrului care conduceau automobilele în stare de ebrietate au fost prinși de milițienii din regiune.